Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Lamele de Și este super people lama, o lama excelentă pentru 1000 de V-Bucks din, fix din lama aceasta a picat un mitic. Puteți să alegeți dintre Lazy sau dintre Damon, bine Damon, dar lama aceasta e excelentă chiar dacă e o mie puteți luați niște paitame albastre, epice, de dați cycle pentru manuale plus un survival legendar de care poate aveți nevoie, merită și asta este o misiune de V-Bucks în Twine, Repair the Shelter, Power 124, care e de 40 de V-Bucks. Faceți-o pentru că rar, foarte rar pică misiune de V-Bucks. Și ce avem noi aici? În AbriLama avem din nou doi mitici. Îl avem iarăși pe Damon și îl avem și pe Ned. De data asta și 500 de etichete. Deci și o armă legendară. Deci lama asta e una excelentă. Super pe Palama, cumpărați-o. Pentru a mea de v da. E foarte mult, sunt foarte, foarte mulți V-Bucks, dar litele pică mult mai greu. Asta e faza. Și dacă vă pic o dată, doar luați-o, că merită enorm de mult. O să cumpăr upgrade la mo pentru 50 de bucks Asta e una dintre cele mai bune la mine, Legendare care mi-a picat o dată. Bine, au fost și altele și tot așa. Dar dacă vă pică fix așa, cumpărați. O să iau, sincer, personal, o să iau pe Damon, pentru că... De ce nu? Oricum n-am nevoie de niciunul. Și următorul este epică, din păcate, dar e bună și epică. Pentru că 200 de manuale pentru 50 de vei, și chiar merită. Sper că vă apuc episodul și ne vedem mâine la următorul episod din La Mele de Azi.